Vestalpine Steel Service Center România, partea grupului austriac Vestalpine și cel mai nou membru al diviziei de oțel cu același nume, a inaugurat centrul de procesare a oțelului de la Giurgiu. Construcția centrului a început în 2010, are o suprafață de 9500 metri pătrați și o capacitate anuală de producție de 130.000 de tone de tablă de oțel procesat. Fabrica de oțel de la Giurgiu numără 50 de angajați, însă numărul acestora este posibil să crească în momentul în care se va realiza planul de afaceri propus. Prezenți la inaugurare, trei dintre membrii Consiliului de Administrație Vestalpine au explicat motivele pentru care au investit în Giurgiu, chiar dacă s-au lovit de complicata birocrație din România, iar criza economică și-a pus serios amprenta asupra planurilor inițiale. Am ales Giurgiu pentru că este o locație foarte bună pentru atragerea clienților. Faptul că se află pe malul Dunării ne ajută să ne procurăm rapid materialele de care avem nevoie, iar costurile pentru transport nu sunt ridicate. De asemenea, la Giurgiu avem și oportunitatea excelentă pentru export, fiind foarte aproape de granița cu Bulgaria, dar și de Turcia. Divizia de oțel Vestalpine de la Giurgiu este cel mai eficient centru de procesare al oțelului pentru tablă din oțel de cea mai înaltă calitate din sud-estul Europei. Iată însă, în două minute, cum a luat naștere proiectul Vestalpine de la Giurgiu.